Săptămâna bizară începe mai bine live. Bună dimineața, domnilor! Bună dimineața cu trompa sus! Hei, hei, hei! Doamnelor, domnilor, în premieră absolută, un fan, Lezele Fan Bizar, va ține interviul. Iată, avem fanul aici în buza scenei. Memelu, ajută-mă, te rog! Memelu! A, nu e Memelu, nu e Memelu! A, nu e Memelu! Nu e Memelu! Tot bine! De ce nu ești tată, Memelu? De ce nu ești Memelu? Iată, avem aici un, avem un fan, iată-l. Bună dimineața. Interviul va fi făcut de acest fan. Fanule, ce ai vrea să știi despre băieți în perioada asta vieților? Cum este luni dimineața la neața? Greu. E greu dimineața la neața, da. Cum e greu. Să zici că e greu? Noi e greu în fiecare pentru... dimineață ne trezim. Lasă asta, respectăm că nu facem emisiuni să ne lăudăm. Mă rog, cel puțin nu voi. Ia treaba asta și întreabă despre ea. Să te ajut eu. Ai primit acolo al doilea album. Stai, dragă, să pună întrebare. Pun întrebare. Ok, spune despre acest album, când, când a fost făcut. Bravo, foarte bună întrebare. Ok. Am lansat acest album pe 29 martie în, într-un club din București. A fost cu lansare de album și lansare de videoclip. Ok, și a fost un eveniment destul de mare. Am avut mulți invitați. Pot să spun despre el, că despre album, că este produs de Bogdan Popoiag. Okay. Același producător cu care am lucrat și la primul album. Și nu știu, mai vrei să mai zici tu, Claudiu, ceva? Ia să vedem. Claudiu, tu ce vrei să ne spui? O să fim prezenți în Cluj pe 8 mai cu lansarea lui în Cluj. În țara cu două capitale, vă să facem și acolo show de lansare. Mi se pare super natural și corect. Corect. Mersi tare mult, domnilor, să aveți o săptămână ușoară, deloc bizară. Mulțumim. Cele bune și trompa sus. Da, mulțumim. Fanule. Lezele Fan Bizar, sau cum ne place nouă să-i prezentăm, șefii la hipsteri. Bine, mă, atunci șefii la meta-hipsteri. Asta e ultima. A venit pe turnantă, meta-hipsterul. Băi, de-